Am primit un e-mail odată în care mi s-a spus: dacă sunteți împotriva pieței libere, sunteți împotriva libertății. Și desigur, am tras obloanele la starea de control a minții pe care ortodoxia dominantă stabilită le-a impus cu succes. Majoritatea oamenilor de pe această planetă nu au nicio idee despre cât de negativ sunt afectați de economia de piață în ansamblu. Ei țin un angajament ferm de față de principiile sale, bazate pe nimic mai mult decât îndoctrinarea tradițională. Desigur, acesta e modul în care se menține puterea și a fost menținută de ortodoxii dominanți stabiliți de la începutul timpului, iar trucul este din nou acela de a condiționa oamenii atât de bine în sistemele de valori stabilite, că orice gând al unei alternative este expus în mod inerent, fără examinare critică. Cel mai mare distrugător al ecologiei, cea mai mare sursă de deșeuri și poluare, cel mai mare furnizor de violență, război, criminalitate, inumanitate, sărăcie și denaturare socială, cel mai mare generator de nevroză socială și personală, tulburări mentale, depresie, anxietate și cea mai mare sursă de paralizie socială care ne oprește să ne îndreptăm spre noi metodologii globale, durabilitate și prin urmare progresul pe această planetă, nu e un guvern, nici o anumită legislație, nu e o corporație necinstită, nici un monopol sau un cartel. Nu e un defect al naturii umane. Este de fapt sistemul economic în sine.